Bună dimineața! Astăzi aș vrea să discutăm două subiecte interesante despre viață mai aparte. Pentru început, primul subiect ar fi în felul următor. Era un băiat care la început era, hai să spunem, mai uzurpator. Dar într-o zi, din multitudinea informațiilor și ce a primit din viață, a ajuns la concluzia că ar dori, nu că ar vrea, ar dori sau ar vrea, mai bine zis, să fie duce. Toată lumea a rămas un pic, cum ar fi cu el ca duce, sub conducerea lui? Păi, e simplu. El este un om foarte drastic. Ca și băiat. Ceva de genul poveștii Contele de Monte Cristo, dar în 2021. Bun, și stă, dar aș fi o persoană, sunt foarte drastică, sunt foarte nu știu cum, și bun, într-o zi ajunge la Palatul Elisabeta. Și începe. Înainte să ajungi tu acolo, deja toată lumea s-a interesat, stai liniștit. Și începe, ca pe vremea vechilor regi. Din partea județului Prahova avem următorii candidați pentru funcția de duce. Ionescu, Popescu și tot așa. Și începe. Tu ce fapt ai făcut primul? Din partea județului Prahova intră Ionescu. Știi, s-o bătea cu toiagul, cu toate cele. Știi? Hai să vedem. Păi aici ai făcut bine, aici nu ai făcut bine. Aici ai făcut bine, aici nu ai făcut bine. Pentru tine e funcția de marchiz. Următorul. Din partea județului Prahova, pentru funcția de duce, este Popescu. Să intre domnul Popescu. Intră domnul Popescu. Pentru ce ați făcut aici și că e curat, e bine. Pentru ce e aici, e bine. Pentru... Așa, da. Aici mai trebuia un pic. Da, pentru dumneavoastră se acceptă funcția de duce și începe înnobilarea cu savia pe cap, pe umeri și pe cap te fac duce. Pleacă, trece la următorul. Din partea județului Prahova mai avem un candidat. Să intre nou candidat. Știi? Intră nou candidat. Numele dumneavoastră, mai mă numesc Xulescu. Și ce ați făcut bun? Păi am făcut asta, asta, asta. Da, dar din ce mi s-a spus? Ah, da. Da. Ce spuneți? Da. Am înțeles. Tocmai mi s-a spus acum că faceți gălăgie noapte de noapte și urlați. Sunteți un om bun, am înțeles. Sunteți fetnic și toate cele pe toată lumea, vă înțelegeți. Și tocmai din acest motiv, în momentul de față, această candidatură este respinsă. Pentru că țipați noapte de noapte. Dar vă vom ține sub supraveghere.
S-a terminat primul subiect. Și acum, sau ar fi, mergem la bal, dansăm și toate cele.